cred foarte tare că evoluția mea de la sezonul 1 la sezonul 2 este semnificativă din toate punctele de vedere. Când am citit primele episoade, crede-mă, am fost și eu șocată, eu Tina. Zic, mama, asta e Emma, cu atât de mult conflict, cu atât de multe păreri din acestea un pic mai dure, mai aspre, să răspundă atât de câteodată agresiv chiar față de Otilia sau față de Pavel. Într-adevăr, din inocența aia specifică nu s-a dus. Cumva, în continuare, se împacă la un moment dat cu fiecare dintre persoanele dragi, dar are un moment așa de răzvrătire supremă în care am văzut-o un pic mai acidă decât mă așteptam să fie. Adică, sincer, până la finalul serialului nu mă așteptam să fie la modul ăsta. Dar este foarte interesant pentru mine, Tina, să joc și alte nuanțe ale Emei, mi se pare incredibil. Pentru că da, îmi place, ador să fiu Ema cea drăguță, cea zâmbitoare, dar îmi plac foarte mult scenele astea de conflict, foarte, foarte mult. Mi se par provocatoare, adică te provoacă, te pune în temă să fii un pic mai pe energie și o altfel de energie și îmi place maxim treaba asta. Ema este o forță, da, și devine un om care ia niște decizii importante și care schimbă niște lucruri importante. Mie mi se pare un personaj foarte, foarte important în sezonul 2, pentru că din punctul meu de vedere, ea dă traiectoria asta cu Nae. Ea dă posibilitatea de a ajunge personajul ăsta la noi în familie. Persoana asta, Nae, de a fi cu noi, de a avea secvențe, pur și simplu, adică mi se pare un pilon. Secvențele cu actrița Ilinca Goia, respectiv personajul Otilia, au fost unele foarte complicate. Nu-mi place să zic, mamă, ce complicate, dar au fost complicate pentru că, mai mult decât complicate, complexe, aș zice mai bine, pentru că mi este greu, în primul rând, mie, Tina, să am o problemă reală cu doamna Ilinca, o ador, e o superbitate de om și e interesantă trecerea asta de la relația asta atât de bună între Tina și Ilinca și Emma și Otilia. E mai mult de atât greu să cumva să-i găsești o vină, pentru că femeia practic ne-a crescut de mici, adică a fost și mamă și tată. Și să poți să-i întorci spatele și să fii atât de recalcitrantă în conversațiile cu ea și să-i spui nu și să pur și simplu să-i întorci spatele, că despre asta e vorba, mi se pare greu, adică mi se pare greu atât pentru Tina cât și pentru Emma. Cred eu că și Emma e un pic, adică nu cred, sunt sigură că suferă în adâncul ei, în adâncul sufletului ei, e o suferință maximă, pentru că mai ales am aflat că a înșelat-o practic pe mama mea, prietena cea mai bună a ei, a înșelat-o cu sufletul practic, adică e foarte dificil să faci ce a făcut și mi se pare complicat faptul că a dus toată drama asta și toată suferința, că și e clar că și acolo există o suferință în sufletul ei, a dus-o pe parcursul anilor fără să ne spune nimic. Și asta cumva pentru Emma e o minciună, e o minciună ascunsă și descoperind-o, clar e foarte dureros și spui niște semne de întrebare. Stai așa, tu m-ai iubit vreodată? Tu mi-ai spus vreodată vreun adevăr? A fost... Am chiar și o replică, îmi place foarte mult. Ceva din tot ce s-a întâmplat din noi două a fost real? Adică iubirea pe care mi-ai dat-o a fost reală? Sau a fost doar așa, să te scuzi și cumva să-ți iei din vina pe care o simți din tot ce ai făcut? Și pentru o persoană de vârsta ei, care e și vârsta mea, eu înțeleg, adică o trădare nu e atât de ușor de dus, mai ales de la o persoană pe care o iubești. Mă bucură enorm că am multe secvențe cu doamna Ilinca Goia. E foarte complicat că noi avem o relație în asta, o respect atât de mult ca om și ca actriță și îmi vine să-i zic doamna Ilinca Goia. Ea mi-a spus, zi-mi mami, zi-mi Ilinca, zi-mi... Noi așa ne alintăm, eu îi spun mami și apufuleț. Și în... Bine, în primul sezon așa ne alintam, că în al doilea sezon nu ne mai alintăm de niciun fel, dar și în viața reală. Și
e o plăcere, e o onoare să joc cu dumneai ei, cu ea. Mi-e foarte greu. Ți-am zis că e o balanță iarăși între respectul pe care l-am enorm și faptul că sunt foarte apropiată de ea și cumva nu știu pe ce parte să înclin. Îmi este ca o mamă pe set aici, mai mult de atât și seamănă fizic cu mama mea și pentru mine este incredibil că simt așa că îmi ia puțin din dorul de casă și de mama. E minunat să te simți așa în confort și în iubire așa și pe lângă set. Este o echipă extraordinar de frumoasă și în spatele camerelor și asta cumva ne ajută și pe noi ca actori, pentru că nu e treaba aia de actorii stau cu actorii, echipa din spate stă cu echipa din spate, nu. Suntem așa ca o familie și mi se pare incredibil că suntem de vârste diferite, cel puțin eu sunt cumva cea mai tânără, în afară de Robi, adică Andrei, sunt cea mai tânără din echipă și e un lucru foarte mare să mă simt așa integrată și să mă simt de o vârstă cu ei cumva și ei probabil în același timp de o vârstă cu mine. My bestie, așa ne zicem, BFF-ul, e Doinița Oancea, care mi se pare că e eu ca ea și ea ca mine. Suntem așa ca două picături de apă, ne înțelegem extraordinar de bine. Și ea ar fi așa persoana pe care știu că mă pot baza 100% și în afara camerelor. Dar, repet, mă înțeleg cu toată lumea bine. Am făcut așa o gașcă de băieți, Val cu Ștefan, cu Alex Ion. Adică suntem pe aceleași, nu știu, tipologie așa de oameni. Suntem cu aceleași tip de glume, cu diferiți ca, na, bază, dar ne înțelegem foarte bine și cred foarte tare că e și treaba asta. Noi avem foarte multe secvențe împreună, adică fix pe cei pe care am enumerat până acum sunt cei cu care am și cele mai multe secvențe. Dacă ne-ai vedea pe aici cum suntem eu și Val, deci zici că suntem doi frați gemeni. Pur și simplu e ideea aia de frați gemeni, nu știu, eu am întâlnit și am văzut soiul ăla de frăție, prietenie, așa, ne înțelegem extraordinar de bine, râdem foarte mult. Emma este puțin răuță, încerc să diminutivez așa problema și răutatea pe care o are față de Sorin. Nu cred că este o răutate voită. Chiar nu cred că zice, mamă, Sorin, hai să fiu rea cu el. Cred că ea are o siguranță că Sorin n-are cum să fie supărat pe ea, niciodată. Sorin o să înțeleagă de fiecare dată, Sorin o să fie acolo pentru ea de fiecare dată și nici măcar n-aș zice răutate, pentru că ți-am zis, nu e voită. Știi, nu e cu intenție, e cu direcție, știi? Adică ea are direcția ațintită direct înspre Sorin, dar nu e cu intenție, nu-și dorește să-l rănească. În realitate, dacă ar exista o poveste cum e cea dintre Lia și Petru, wow, nu știu, chiar nu știu ce aș face sau ce sfaturi aș da oamenilor din această poveste de dragoste sau, mai mult de atât, nu știu ce șanse aș da. Cred că iubirea este cel mai frumos sentiment. Cred că oricine are nevoie de așa ceva. Și cred că pe cât de frumoasă e, la fel cum e povestea dintre Lia și Petru, e foarte complicată. Și să răspund așa la întrebarea asta, dacă este iubirea suficientă sau nu, mi se pare complicat de răspuns. Mi se pare, pentru că, wow, chiar e foarte complicat. Eu, Tina, de multe ori mi-am pus întrebarea asta. Pentru că eu sunt genul ăsta de a iubi maxim, de a iubi când iubesc o persoană, o iubesc, Doamne, până la cer și înapoi. Numai că cred că de-a lungul vieții, nu de-a lungul vieții mele, că am 20 de ani, n-am trăit eu foarte multe lucruri, dar cred că în timp așa contează mai multe lucruri decât iubirea. Cred că e important și respectul, cred că e importantă loialitatea, cred că e importantă comunicarea. În același timp, iarăși, le văd cumva unite cu iubirea. Adică eu cred că odată ce iubești și respecti și ești loial și înveți să comunici, poate nu știi să comunici, dar înveți să comunici cu persoana pe care o iubești. Adică dai totul cumva.
Mi se pare că ai de învățat din fiecare poveste de dragoste strecurată prin serialul ăsta. Dragilor, dacă tot am vorbit de iubire, hai să ne bucurăm de iubire și de tot ce înseamnă serialul ăsta în fiecare joi de la 8:30 pe Antena 1. Și nu uitați să iubiți, să ne urmăriți și să fiți alături de noi în continuare.